Cetatea Rupea sau Cetatea Cohalmului este unul dintre cele mai vechi vestigii arheologice de pe teritoriul României. Primele semne de așezări omenești datând din Paleolitic și Neoliticul Timpuriu, anii 5500-3500 înainte de Hristos. Cetatea Rupea are forma unei spirale ascendente asemănătoare unei cochilii de melc. Cetatea de jos a fost construită începând cu secolul XVIII, din această perioadă datează locuința paznicului cetății din 1850 și magazia militară, construită la începutul secolului XIX. În planurile cetății sunt menționate și turnul slăninii, specific cetăților săsești, turnul slujitorilor, magazia cu pulbere. Portița cercetașilor cu turnul cercetașilor, camera judelui regal, camera judelui scaunal, turnul scribilor, o gură de tragere. Camera scaunală și camera de sus. Cetatea de mijloc a fost construită în secolul 15 și modificată, pentru a fi mărită, în secolul 17. Aici se pot identifica turnul cu gratii, capela și un alt turn pentagonal, unic în Europa, poartă de intrare în cetatea de mijloc. În această perioadă, cetatea a fost mărită prin adăugarea unei curți interioare, în care în anul 1623 este săpată fântâna cetății, adâncă de 59 metri. Da. Tot în cetatea de mijloc se pot observa turnul și poarta principală de jos, care datează din secolul 17. Prima incintă a sistemului de fortificare este cetatea de sus, care datează din perioada prefodală. Secolul 10-13 cuprinde cele mai recente extinderi, printre care și turnul slăninii, specific comunităților săsești. Tot aici se găsește și fântâna adâncă de 59 de metri. Sistemul de apărare al cetății are la bază zidurile acestei incinte, perfect îmbinate cu rocile naturale. Intrarea în cetatea de sus se făcea printr-un culoar foarte îngust, poarta de sub turnul pulberăriei, turnul cu vârful îngroșat. Se pot observa în interiorul incintei urmele de încăperi, ce au servit drept locuințe pentru populația refugiată în cetate, pe timpul asediilor. Cele mai cunoscute încăperi din cetatea de sus sunt camera judelui și camera preotului.
Ați acolo poartă? Ați urcat? Nu. N-are. Cam nu, ține după.
Nu
Deci numai etajul era amenajat pentru locuire, restul era pentru depozitare. Să-l
Ce făceai? Salmon cu pici. Să nu vă.
că cu flori este aici, ajuns acolo. Nu ai fost aici, vedeți, nu știu. Am zis că nu ați fost pe ei să vedeți toată stânca aia. E construită pe stâncă. Merge la Feldioara, Thank you.
Foarte fain. Oare ai grăbitoare și ai desfăcut drumul? Da. Ok, am bine. Trecem înainte, du-te tu. Tot mai stai vreo, trece înainte. Mergi cu spatele. Da, cel mai mișto cu spatele. În magazin în tare doar în aspirația. Bye bye. Dacă vreți să faceți poze, îmi dați pe telefon. Bye bye. Alo. Hai și tu, nu sunt găini. Băi, tu ești foarte găini, măi. Găinarule. În 2007 a fost de mami. În 2007 așa a arătat. Să mă duc pe